Mesajul din dimineața aceasta aș vrea să-l intitulez Iisus, Marele nostru preot. Poate că am zice în mintea noastră, dar ce-mi folosește să știu că Iisus este mare preot? Ne folosește în viața de rugăciune și ne folosește în viața trăită de zi cu zi. Aș vrea să înțelegem că mesajul acesta despre Iisus, Marele nostru preot, e foarte important pentru creșterea noastră spirituală. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, sau eu nu am înțeles lucrul acesta, nu pot să crezi spiritual. Merg tot șchiopătând. Domnul să ne dea lumină. Înainte de a vorbi despre Domnul Iisus, Marele preot, am pe inimă să vorbesc un pic despre noi. Încă din cele mai străvechi vremuri ale lumii, oamenii aduceau jertfe lui Dumnezeu și au simțit involul acesta, începând cu Cain, cu Abel să aducă jertfă, s-a continuat citind despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, că aduceau și înălțau altare și aduceau jertfă lui Dumnezeu. Putem continua la ieșirea din țara Egiptului, când fiecare bărbat a fost chemat să junghe un miel, să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Și apoi prin Moise vine și se stabilește clar preoția prin Aron și se pun bazele aducerilor jertfei și a preoției. Dar noi cum suntem? Noi cum stăm în domeniul preoției? Este cineva preot aici în biserica aceasta? Biserica aceasta are preot? Biserica aceasta are mare preot? Ar vrea să citim două versete din Noul Testament, Apocalipsa 1:6, și ar vrea să înțelegem niște adevăruri profunde în dimineața aceasta. Aici vorbește Domnul Iisus Hristos și spune așa: și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 1 Petru 2:9. În 1 Petru 2:9 spune așa: Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a lui Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Noi suntem, sau voi sunteți, o seminție aleasă, o preoție împărătească. Noi știm că suntem preoți. Fratele Manuel Niță, de multe ori când este la ora de rugăciune la andem, zice că bărbații trebuie să fie preoți în familiile lor. Vă aduceți aminte? Cum? Ce implică ca eu să fiu un preot? Ce implică ca tinerii, ca frații, surorile, să facă o slujbă de preot înaintea lui Dumnezeu? Și în Leviticul 10:10 găsim, nu vi le dau pe toate, vi le dau pe cele mai importante și mai mari slujbe ale unui preot. Și o să le zic pe scurt, este o întreagă predică, dacă aș putea să zicem, pe tema ce trebuie să facă un preot și ce ar trebui noi să facem ca preoți în familiile noastre, dar o să le punctez și o să fiu practic, ca noi ce putem să facem în familiile noastre. Leviticul 10:10 zice, preotul trebuia ca să puteți, vorbește despre preot mai sus, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, de ce, ce este necurat, de ce este curat. Poporul, preoții, trebuia să învețe legea. Și ei trebuiau să învețe pe popor, mai sus spunea de fapt, că ei trebuiau să învețe poporul, ca poporul să poată să știe. Să deosebească lucrurile curate de lucrurile necurate, lucrurile sfinte de lucrurile nesfinte. Ce trebuie să facem noi în familiile noastre? Trebuie să ne învățăm soția, bărbații și copiii, ca să deosebim ce este păcat de ce nu este păcat. Un al doilea lucru. Preoții erau cei care aduceau jertfele pentru popor, pentru păcate. Cel care aducea jertfa, el era cel care
junghea, omora animalul și apoi preotul se ocupa cu sângele de la jertfă să facă stropire, să facă ispășire, să nu facă întregul ritual. Un exemplu extraordinar pentru mine este Iov. Când Iov mijlocea și aducea jertfe pentru copiii lui. De aceea fiecare tată și fiecare mamă trebuie să mijlocească pentru copiii lor înaintea lui Dumnezeu. Amin? Și copiii la rândul lor trebuie să mijlocească, să-și ceară care cum păcătuiesc. Domnul să ne aștepte pe toți. În Leviticul 6 cu 12, un alt lucru care trebuie să facă și trebuiau să facă preoții, era să țină pe altar tot timpul, Leviticul 6 cu 12, focul aprins. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, dar trebuia să păstreze focul, să așeze ardea de tot pere și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Amin. Noi trebuie să păstrăm flacăra vie a credinței în sufletele noastre. E foarte important. Și să o transmitem în fiecare zi mai departe familiilor noastre și copilor noastre. Prin ce? Făcând cu ei rugăciune, studiu biblic, făcându-ne datoria și mărturisindu-l pe Domnul mai departe, nu numai în familia noastră, poate că merg despre angust când vorbesc despre familia noastră. Domnul să ne ajute să flacăra credinței să ardă necurmat în viața noastră. Amin? Amin. Un alt lucru. În Leviticul 13, nu o să citim de aici, era vorba că preotul foarte clar trebuia să observe. Era vorba acolo despre lepră. Dacă cineva avea lepră, se prezenta la preot, el trebuia să zică, este lepră și trebuia să dea verdictul. Nu este bun, treci în izolație și așa mai departe. Noi, când vedem la copiii noștri, văd la fica mea, se îmbracă necorespunzător. Văd la fica mea că nu se roagă. Văd la fiul meu că nu citește cuvântul. Văd că vorbește urât. Eu, ca preot al Dumnezeu, am responsabilitatea să le atrag atenția. Amin? Amin. Domnul să ne ajute când vedem că este un păcat, este o lepră a păcatului, să o punem pe față, să o trecem în izolație, ca omul acela și sufletul acela să fie curățit. Domnul să ne ajute. Și un ultim lucru care vreau să amintesc, preoții sunau din trâmbiță. Când era o sărbătoare în cinstea Domnului, sau când era război, sau când era ceva, ei dădeau semnalul de alarmă prin trâmbițe. Domnul să ne ajute și noi din trâmbițele de argint să sunăm. Domnul vine. Amin? Aș vrea să ne ocupăm de textul care a fost citit, este un text extraordinar. Iisus, Marele nostru preot. Noi suntem o preoție sfântă. O preoție împărătească. Zice primul verset care s-a citit dimineața aceasta, în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus peste pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. Prin legea dată de Moise, primul mare preot în poporul Israel a vrut să comunicăm cine a fost. Aron a fost primul mare preot. A fost pus de Moise, printr-o revelație divină, printr-un profet. Nu a fost pus la întâmplare, vreau să vă spun, Aron nu a fost pus la întâmplare. Ca și cum, dacă aș lua un exemplu de aici, să iau un copil, îl iau pe cel mai micuț al lui Cristi, ar fi vrut să iau pe Filipa meu, dar nu este aici. Și, sau pe Rahela, de exemplu, să o iau, Rahela, la fica mea, îi place dacă cineva s-a tăiat, să dezinfecteze, să panseze, dacă sunt vineții, să-i pună rece. Îi place să facă tot felul de lucruri de astea. Dacă eu aș lua o foaie de hârtie și aș face o diplomă și aș dă-o lui Rahela și aș scrie medic Rahela Iștoc, fratele Iosif ar semna-o. V-aș întreba, ar fi recunoscută Rahela mea ca doctoriță? Ar fi sau n-ar fi? N-ar fi recunoscută. Ai da Edi copilul tău dacă avea un copil ca Rahela mea să-l opereze? Nici vorbă. Vreau să vă spun, ca să fii mare preot, nu puteai să fii oricum. Și nici Domnul Iisus n-a fost oricum și o să vedem de ce. La fel, marele preot trebuia luat dintre oameni și a fost luat dintre oameni, a fost chemat. Care era scopul? Preoții fac mijlocire între om și Dumnezeu. Că ne place sau că nu ne place, ăsta a fost atributele preotului. Făcea mijlocire pentru om. Problema era la preoția lui Aron,
Că zice aici, el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestor slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Deci Aron, când venea un om la el și spunea, am făcut cu tare păcat. Și vreau să fim foarte atenți. Dacă citiți în Vechiul Testament, în Leviticul, este vorba de cele mai multe ori păcate făcute din neștiință, din necunoștință. Aici spune, el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, care nu cunosc. În Evrei avem două avertismente foarte dure, foarte dure, cu privire la noi. Și în Vechiul Testament, cine păcătuia cu voia, până la urmă așa, dacă a făcut o mărturisire mincinoasă, să fie omorât pe mărturia doi sau trei martori. Și trebuia omorât că a făcut o mărturie mincinoasă. Nu ne putem juca cu păcatul. Nici în Vechiul Testament nu puteau să păcătuiască cum voiau. E vorba despre cei rătăciți, spune aici, și neștiutori. Pentru că Noul Testament spune că cine va face așa, va bajocori sângele legământului, sângele harului, care ne curățește și nu putem să ne jucăm cu păcatul. Așa că marele preot trebuia luat dintre oameni, trebuia să slujească pentru oameni, să mijlocească pentru oameni. Acum vreau să fac să înțelegem ceva. Domnul Iisus Hristos, noi puteam să avem, de exemplu, pe mare preot un heruvim, pe Arhanghelul Mihail, de exemplu, sau pe Arhanghelul David, puteam să avem ca mare preot? Da sau nu? Nu. De ce? Pentru că marele preot era o lege. Trebuia să fie luat dintre oameni. De ce dintre oameni? Ca să poată, aici zice, el poate fi îngăduitor omul. Dar Arhanghel nu știu cât este de îngăduitor. Cu cei neștiutori și rătăciți. În Evrei, capitolul 2, versetul 17, vorbește despre Domnul Iisus. Și aș vrea să mergem în paralel cu preoția lui Aron și preoția lui Melchisedec. O să citim lucrul ăsta și o să le explicăm, da? Deci despre Domnul Iisus spune că versetul 17, Evrei 2 cu 17, a trebuit, cu alte cuvinte, a fost obligatoriu să se asemene fraților săi în toate lucrurile. De ce a trebuit să se asemene cu mine în toate lucrurile? Ca să poate fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Ascultați. De ce? Ca să poată fi un mare preot milos și vrednic de încredere. Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ca să mă poată înțelege pe mine. De multe ori în Vechiul Testament, dacă îl găsim pe Dumnezeu așa de drastic, nu zic că Noul Testament nu este la fel și nu pedepsește, că pedepsește. Dar vreau să spun, parcă de când Domnul Iisus a venit pe pământ, prin Hristos suntem înțeleși diferit. Pentru că El este un mare preot milos și plin de încredere, slăvit să fie Domnul. Și zice, versetul 18, și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și El nu numai că poate să mijlocească la Tatăl pentru mine, El poate să mă ajute. Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrul acesta. Și Doamne, ajută-mă să vin la El plin de încredere, slăvit să fie Domnul. Versetul 4, 5 cu 4. De fapt, o să revin la un lucru. Marele preot, el trebuia să aducă două lucruri înaintea Dumnezeu. Zice, să aducă, versetul 1, dar și jertfe pentru păcat. Darurile care le aducea preotul, erau toate, făceau parte din toate ofrandele care le aducea poporul. Fie că erau de mâncare și până acolo chiar jertfe de sânge, ca o jertfă de mulțumire înaintea Domnului. Când vorbește despre jertfe, deja darul și jertfe este vorba exact mai precis despre jertfele despre păcat. Asta făcea preotul. Versetul 4. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, de a fi mare preot, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Aron nu și-a luat singur cinstea de mare preot. Nu vreau să merg mult pe ideea aceasta, dar s-a ridicat Core, Datan și Abiaram, chiar dintre fiii lui Levi, menționează la un moment dat, acolo am fost surprins, într-o parte parcă ai impresia că schilul Rubre, dar și dintre fiii lui Levi, și nu a ajuns că v-am dat să vă ocupați cu lucrurile de la cort și așa mai departe. Și se ridică că de ce este Aron mare preot? Și atunci Dumnezeu îi pedepsește foarte drastic că s-a ridicat împotriva celui ce Dumnezeu l-a ales prin profetul lui.
i-a pedepsit cu moartea. Dar a doua zi poporul, ca și cum n-ar fi fost de ajuns că au murit o grămadă de oameni, se răscoală din nou și zic, nu, nu, vă mănânc poporul Domnului. Dumnezeu atunci pune un lucru interesant. Toiacul lui Aron și toiacul acelui, 12 seminții. Și au trebuit ca un toiac să înfrunzească, să înverzească, să facă flori și până la coacere. Și ăsta a fost toiacul lui Aron ca semn că Dumnezeu l-a ales pe Aron. Dar după aceea de la Aron s-a mers preoția de mare preot din tată în fiu. Nimeni din altă seminție n-a mai putut să fie mare preot. Și acum în Noul Testament găsim ceva diferit. Domnul Iisus vine din altă seminție, din seminția lui Iuda să fie mare preot. Păi cum se poate? Niciodată n-a existat așa ceva. Și aici vine autorul Epistolei către Evrei, versetul 5 și explică. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Hristos nu și-a luat singur slava aceasta, ci o are de la Dumnezeu. Și cum se zice în alt loc, versetul 6, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, amin. Era preoția firească, să o numesc așa, preoția lui Aron, care provenea dintre oameni, pentru oameni, pentru poporul Israel în mod special, iar fi trebuit să fie pentru întreaga lume. Și apare o preoție duhnicească prin Hristos. Dar El este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Adică preot în viac nu se sfârșește preoția lui. Normal, în Vechiul Testament, preotul era preot, mare preot, pe tot timpul vieții lui. Asta era rânduiala Vechiului Testament. Când muria el, se schimba o grămadă de alte lucruri, venea următorul noul preot, mare preot. Cu toate că pe timpul Domnului Iisus găsim că era mare preot. Ana era Caiafa și erau alți. Dacă citești și în Faptele Apostolilor, erau o grămadă de alți mari preoți. Au fost. Nu s-o mai ținut cont. Romanii puneau mare preot pe cine vroiau și iudeii și s-au făcut o minune mare acolo. Acum eu mă refer la preoția lui Hristos. Zice, tu ești preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Cine a fost Melchisedec? Cine a fost omul ăsta așa de copil când am citit în Biblie despre el? Mi-am pus zeci și zeci și zeci de întrebări. Cine a fost Melchisedec? Este pentru prima dată când apare pe pagina Sfintelor Scripturi cuvântul preot în dreptul Melchisedec. Și a apărut înainte de lege. În capitolul 7, autorul Epistolei către Evrei aruncă o lumină și spune că vorbește despre Melchisedec, nu o să citesc tot, că este prea mult, nu vreau să putesc. Avram se întorcea de la un război, când a fost între cu Sodoma și Gomora și atunci a fost războaiele alea acolo, ca să salveze pe Lot și ieșit în întâmpinare Melchisedec, acest împărat, în Evrei spune capitolul 7 cu 2, vreau să prescurtez, că timpul mă presează. Ok. Ești acest împărat în față, care îl numește împărat al neprihănirii. Observați în versetul 2. Însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, adică împărat al dreptății, și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. I-a ieșit acest împărat înaintea lui Avram și e foarte interesant ce zice mai departe, că el era fără tată, fără mamă, fără sfiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Rămâne preot în viață. Amin. Omul ăsta era un om special. Era un om special. În cartea Genesei găsim cronologii. Ăla a fost tatăl, ăla, ăla, ăla și merge departe. Despre el nu găsim nimic. Ca și cum n-ar avea nici tată, nici mamă. Noi nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Nici spiță de neam. Nici început al nu vorbește Biblia. Nici cum s-a născut, nici cum a murit. Dar foarte interesant, zice aici apuntul, este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și rămâne preot în viață. Amin? Cu ce este superioară preoția lui Hristos față de preoția lui Avram? Preoția după rânduiala lui Melchisedec. În primul rând, Avram i-a plătit zeciuială lui Melchisedec.
arată că era superior Melchisedec lui Avram. Inclusiv Levi, care urma să se nască în Avram, poate cuvinte și aici în evreie o plătit zecială. În al doilea rând, Melchisedec l-a binecuvântat pe Avram. De ce-i superioară? Cel mai mare binecuvintează pe cel mai mic întotdeauna. Slăbit să fie Domnul. Și în al treilea rând, zice, va fi preot în viață. Poate cuvinte, preoțile s-au schimbat, s-au sfârșit, nu mai sunt. Dar Hristos rămâne preot în viață. Slăbit să fie Domnul. Aș vrea un pic să vedem, o să fie din Evrei, capitolul 4, versetul 14, cum Domnul Iisus a fost instaurat în funcția de mare preot. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și e foarte important să înțelegem ce face El acum acolo. Evrei 4, cu 14. Astfel, dar, fiindcă avem un mare preot însemnat, însemnat, toate cuvinte, strălucit, mai presus de toți ceilalți, care a străbătut cerurile. Ce înseamnă a străbătut cerurile? Marele preot aducea, intra în locul prea sfânt o dată pe an. Ca să ajungă marele preot în locul prea sfânt o dată pe an cu jertfa pentru păcat, pentru popor, trebuia să străbată curtea cortului, unde intra majoritatea oamenilor, intrarea acolo în cort, în locul sfânt, și din locul sfânt era o perdea care despărțea locul sfânt, intra o singură dată pe an în locul prea sfânt. Zice, astfel, dar fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, Domnul Iisus Hristos, odată cu moartea și învierea sa, citim în Evrei, în altă parte, spune că sângele lui, fiind acceptat de Tatăl, a străbătut cerurile. Să nu uităm că cortul și ce a fost făcut acolo a fost făcut după chipul ce a văzut Moise în cer, o străbătut adevăratele ceruri, a străbătut cortul, a străbătut locul sfânt și s-a dus în locul prea sfânt. Pe Iisus Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari în mărturisirea noastră și continuă că și n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. O să revin la lucrul acesta. Dar aș vrea să înțelegem mai departe ce a făcut Domnul Iisus în locul prea sfânt sau ce face El acum acolo. Și doresc ca lucrul acesta să ne ajute pe noi, știți unde? În rugăciunile noastre. Că dacă v-aș întreba acum, câți dintre dumneavoastră ați intrat azi dimineața în locul prea sfânt și v-aș pune să ridicați mâna, nu știu câți am ridicat mâna, a intrat cineva în locul prea sfânt? Intra numai preotul în vechime odată pe an? Hai să citim din Evrei. O să citesc și versetul 18, cu toate că aș citi mult mai mult, că este o epistolă extraordinară. Evrei 10 cu 18. Zice, dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Și acum versetul cheie, 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă unde? În Sfânta Sfintelor. În locul prea sfânt. Cum pot eu să intru în locul prea sfânt? Eram dăduit numai premarului preot o singură dată pe an. Pot eu să intru în locul prea sfânt? Oare eu sunt conștient când mă plec la rugăciune cui mă rog? Eu sunt conștient ce se întâmplă în ceroare când mă rog? Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare cum? Slobodă. Dar e greu de înțeles și cuvântul ăsta, slobod. Înseamnă liber, ușor, practic, intri acolo, slobod, dar noi nu intrăm acolo. Zice, Doamne, noi suntem păcătoși, Doamne, iartă-mi păcatele. Dar aici nu zice asta. Dacă citești contextul mai de sus și mai de jos, vei vedea că tu ești iertat, jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos, este un sânge veșnic și nu se poate aduce de două jertfe o singură dată, pentru că în sânge, ascultați-mă ce vă zic, în sângele animalului, spune Levitic, este viața. Și viața adusă ca jertfă scursă pe pământ, sângele dintr-un animal, acoperea, zice în Evrei, păcatul omului, sau zice noi, dădea iertare. Dar sângele lui Hristos, când a curs, a fost un sânge deosebit. Avea în el viață. Ce înseamnă că avea în el viață?
Zice, în altă parte zice, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Unde era Dumnezeu? În Hristos. Și când a curs sângele lui Hristos, nu a fost un sânge de animal, nu a fost nici măcar un sânge de om, a fost un sânge de Dumnezeu. Slăbit să fie Domnul. Sângele ăsta, dacă am înțelege valoarea și puterea lui, cât este de important și biruința care ne-o dă, cum ce în Apocalipsa i-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisilor, noi am fi diferiți. Dar de multe ori ne complacem în starea noastră. Ne complacem în rugăciunile pe care le-am învățat. Ne complace să rostim aceleași rugăciuni. Și nu ni se deschid ochii inimii și a minții noastre să vedem că Iisus a străbătut cerurile, a străbătut curtea, a străbătut locul sfânt, locul prea sfânt și acum stă la dreapta tronului de har acolo. Avem o intrare slobodă în locul prea sfânt pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El. Calea cea nouă și vie, 10 cu 20. O cale nouă. Ce înseamnă o cale nouă? Dacă s-ar construi autorută nouă și mie nu mai mers mașini pe ea, când s-a construit podul Chaplin, nu? S-a dat până la urmă în folosință. Dar s-a folosit un pod nou. O cale nouă către Dumnezeu. Nouă și vie. Fiți atenți, vie. Pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Care era perdeaua din lăuntru? Era trupul lui Hristos. Locul preasfânt, până Hristos nu avea să fie jertfit, să moară, nu putea fi accesat de niciunul dintre noi. Ascultați-mă ce zic. Niciunul. Odată cu moartea și învierea Sa, noi avem acces înaintea lui Dumnezeu să putem să ne rugăm, să facem slujba de preoți care sunt înainte, să mijlocim. Amin? Lucrurile acestea ne cheamă la responsabilitate foarte mare. Zice, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, credință deplină, iubire stropită și plătită de un cugetău și cu trupul spălat de o apă curată și continuă foarte frumos. Pentru că v-am zis că sunt păcate făcute din știință și din neștiință. Păcate făcute voit. Aici, în versetul 29, în același capitol, spune, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va îngări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul Său. De aceea, să știm aceste lucruri, ne face responsabili. Avem un mare preot, pe Iisus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu. Doamne, deschidem ochii să văd lucrurile acestea. El a fost făcut preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Nu se schimbă. În veci de veci nu se va mai schimba. Și nu va mai fi un alt mare preot pentru oameni. El rămâne pentru totdeauna sfatele istoricile. El, omul, în Timotei, capitolul 2, în Timotei 2, cu 3, probabil, zice, căci avem un mijlocitor pe omul Iisus Hristos. El este om, acolo în cer pentru mine, care poartă semnele cu el în mine, lui slăvit să fie Domnul. Versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de-a moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu învățat să asculte. Frații mei, am întâmpinat dificultăți să înțeleg acest verset, acum când a fost să predic din el, măcar că știam pe de rost. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari. Rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească. M-am tot gândit, oare ce a vrut să zic aici autorul? A vrut să zică ce s-a întâmplat acolo în Ghețimani? Momentul ăla când a transpirat, transpirația lui semăna cu niște picături mari de sânge, când a strigat către Dumnezeu, când a trimis Dumnezeu un înger să-l încurajeze, ce-o vrut să spun? Și răspunsul e că nu este numai rugăciunea aia. Zice, recitiți versetul, El este acela care în zilele vieții sale pământești, marele nostru preot. Să știți de ce ne înțelege. Aducând rugăciuni și cer, cu strigăte mari. Marcul 1 cu 35. Când era încă întuneric de tot, Iisus a ajuns într-un loc pustiu să se roage. În altă parte spune, s-a suit pe munte să se roage. În altă parte ce? S-a dus în pustiu și se ruga acolo. Atâta știm. Dar nu știm cum se ruga. Nu știm tensiunea lui în rugăciune.
Nu știm modalitatea vocii, timbrul vocii lui, a strigătului inimii lui către Dumnezeu. Aici, în Evrei, capitolul 5, versetul 7, parcă este dată la o parte o pânză peste care evangheliștii tac. Nu zic nimic, doar atâta zic la un moment dat, când au văzut cum se ruga, i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum se ruga Domnul Iisus Hristos? Cu rugăciune și cerere cu stilă de mare și cu lacrimi către cel ce putea să-i izbăvească de la mea. Slăvit să fie Domnul. Și a fost ascultat. Pentru că l-a căutat și l-a slujit pe Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Zice versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte pe lucrurile pe care le-a suferit. Măcar că era fiu, a învățat să asculte. Dar eu vă pun o întrebare. Și mi-am pus-o mie. Dani, Domnul Iisus, o știu să asculte. O știu să asculte. Atunci de ce o trebuie să învețe? De ce o trebuie să învețe dacă o știu să asculte? El era fiu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute din el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. El poruncea să se facă, a zis Dumnezeu, să fie lumină și a fost lumină, să se facă și s-a făcut. Dar a venit pe pământ, a venit pe pământ și a început să învețe să asculte. Nu numai să poruncească că era Dumnezeu. O luat trup de om și o trebuie să învețe să asculte. Dar prin ce să asculte? Dumnezeu i-a trimis suferințe? Până acolo că zice Isaia, om al durerii și obișnuit. Fratele meu, ești obișnuit cu suferința, că eu recunosc că nu sunt. Nu suntem obișnuiți cu suferința. Și dacă e o suferință așa de mică, suntem așa de decepționați și de triști și de amărâți și de împovărați. Dar el zice, s-a obișnuit cu suferința, că Dumnezeu a învățat să-l asculte prin ce? Prin suferință. Care e avantajul acesta? Știți care e avantajul acesta? Revin la versetul 4 cu 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. O simțit în trupul lui toată slăbiciunea mea și toată slăbiciunea ta. Și când simți că nu te poți ruga, o simțit. Și când simți că n-ai chef să faci ceva, a simțit tot. Și durerea fizică, și durerea spirituală. Și în trupul său, când a luat pe lemn toate păcatele omenirii, o simțit cumplit de mult. Și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Care e avantajul? Versetul 16. Să ne apropiem, dar de plină încredere de locul preasfânt sau de scaunul Harului. Acolo unde este Domnul Iisus Hristos acum, se numește scaunul al Harului. Ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați în vremea de nevoie. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Frații mei, avem un mare preot care vrea ca să ne facem slujba. Care vrea să căutăm în rugăciune. Care vrea să slujim. Care vrea să-L propovăduim. Care vrea să-L mărturisim și aici, să fiți tare în mărturisirea voastră. Avem un mare preot care ne-a chemat la o slujbă și ne-a chemat la părtășie cu Tatăl. A rupt zidul. A rupt perdeaua prin moartea trupului său. A dat-o la o parte ca noi să intrăm acolo. Noi ce facem în dimineața aceasta? Ce facem plecând acasă? Ce facem în seara aceasta sau în ziua de mâine? Zice aici, El vrea să fim ajutați la vreme de nevoie. El vrea să primim har. Domnul să ne ajute. Versetul 8 l-am citit, ce măcar că era fiu, a învățat să asculte lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, ca să poată să înțeleagă durerea mea, ispita mea, problema mea, desăvârșit, a fost făcut desăvârșit om și luați ce vreți la termenul desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. S-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Dacă v-aș întreba ce este aia urzeală, știți? Mi-a aduc aminte că am fost într-un an la țară, la bunica mea și într-o cameră, mai mult de jumătate de cameră, aproape 3 sferturi de cameră, avea un război de țesut. Cei care am fost la țară, dar cei care au trăit chiar la oraș, probabil că n-au văzut niciodată un război de țesut. Arată ceva în genul ăsta, asta este ceva mai micuț, da? Poate fi și mai mare și poate fi și mai mic.
Ce vreau să înțelegeți aici, foarte important, la războiul de țesut, bunica mea stătea acolo și țesea. Poți să țești tot felul de țesături, de, să faci material, să faci covoare, să faci, se puneau pe pereți anumite ștergi, prosoape se făceau, haine se pot face. Zice, și mă uitam aia cum țese. Și acum am găsit aici în Sfânta Scriptură că zice, și după ce a fost desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă ursitorul unei mântuiri veșnice. Uitați-vă un pic la imaginea care o aveți. Vedeți firele acelea albe în spate care sunt întinse? Aia se numește uzeală. Se puneau niște fire așa verticale și aia se numește uzeală. Femeia când înainte se apuce de țesut, făcea uzeală. Și apoi este ceva micuț din lemn acolo, aia se numește suveică. Și pe suveica era ață. Și se apuca și băga cu mai multe suvei și făcea modele, fire sau cu un singur culoare sau două culoare și făcea materialul, pânza. Și până la urmă așa ceva frumos. Dar ce vreau să înțelegem acum partea spirituală? Zice, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Pentru mine s-a întins o urzeală. Pentru fiecare din biserica aceasta s-a întins o urzeală. Veșnică. Eu am posibilitatea să intru în urzeala aceea, să lucrez, să-mi predau viața lui Hristos, să intru în mântuirea veșnică, sau am posibilitatea să mă uit la ea, cum mă uit acum la poza aceea. Intrat odată în urzeala aceea și început să lucrez, se bagă firul printre celelalte fire. Se împletește cu Hristos. Încep să apară roada Duhului Sfânt, încep să apară multe lucruri. Dar asta nu se poate, și revin, nu poți să ai mare preot dacă nu te-ai născut din nou. Dacă nu ți-ai predat viața ta. Niciodată, în veci. Până când nu faci legământ cu El. Apare urzeală. Că după ce bagă un fir printre firele care fac parte din urzeală, are o chestie care o trage așa și bate firul. Sau calcă pe o pedală și lovește firul care a intrat acolo. Așa e ca și aici, frate. Chiță, trage aminte. Așa este. Așa este. Aș vrea să înțelegem ceva. Dumnezeu ne prelucrează pentru cei care am intrat în această urzeală. Dar noi suntem gata să acceptăm? Noi suntem gata ca la sfârșitul vieții noastre să arate, uite pe Sorin. Uite-o pe Bianca. Sau să zică, uite-te la Sorin, are numai un sfert de urzeală. I-am pregătit să lucreze atâta și l-a lucrat atâta. Sau să arate pe altul să zică, nu a intrat în urzeală, în iasul de foc cu el. Este posibilitatea aceasta. Frații mei, timpul s-a dus și vreau să mă opresc aici. Aș vrea să recitesc un verset care l-am la inimă. 4 cu 16, sau și 15 cu 16, două versete și apoi să încheiem. Dar vreau să plecăm acasă în gândul ăsta. Avem un mare preot și nu suntem preoți și avem o responsabilitate. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Frați și surori, tema cuvântului și a predicii din dimineața aceasta a fost una teologică și poate că pentru mulți puțin cam incomod. Aș vrea să concluzionez cu acel cuvânt cu care începe capitolul 8 din Epistola către Evrei, acolo unde autorul spune prin Duhul Sfânt, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. În primele 7 capitole ne-au fost spuse și ne sunt scrise multe lucruri adânci, spirituale, foarte frumoase și foarte folositoare. Sunt lucruri care pot să fie frumoase, dar nu sunt folositoare. Astea sunt și frumoase și folositoare. Dar dintre toate, cel mai important lucru, ca o concluzie, este că avem un mare preot care ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și vreau să vă spun, nu se putea găsi în universul acesta un mare preot mai competent, mai bun, cu mai multă autoritate și cu mai multă dragoste pentru noi.
El era cel mai potrivit pentru lucrarea aceasta și El ne-a fost dat ca mare preot. Slăviți să fie Domnul! Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Vom încheia părtășia din dimineața aceasta în casa Domnului într-o rugăciune de mulțumire. Dar în același timp, pentru că am făcut deja o făgăduință, aș vrea să ne rugăm pentru frații misionari, pentru sora Teona care va pleca în Turcia, pentru fratele Emi și pentru sora Tereza care au fost în mijlocul nostru în urmă de săptămână și dacă mai știți și alte nume de frați sau surori care sunt implicați în lucrarea de misiune, amintiți-i și pe ei. De asemenea, aș vrea să ne rugăm și pentru familia Brecu, ca Domnul să poarte de grijă și să ajungă cu bine în țară. Dacă mai sunt și alții care sunt în călătorii, care pleacă sau care vin, peste toți, Domnul să-și întindă mâna cu îndurare. Amin. Ne rugăm Dumnezeu.